Bun găsit! După criza gazelor, ne confruntăm cu o criză pe piața de electricitate. Compania Furnizare Energie a anunțat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică despre faptul că nu poate livra curent din 4 decembrie. Motivul invocat este că centrala de la Cuciurgan nu poate confirma livrarea energiei pentru o perioadă nedeterminată. În consecință, anrea a obligat alți doi furnizori, Premier Energy și Furnizarea Energie Electrică Nord, să asigure consumatorii cu electricitate. Contactați pentru precizări reprezentanții companiei Furnizare Energie au declarat că vor oferi detalii la acest subiect abia luni. Potrivit unor surse din cadrul ANRE, în prezent firma ar deservi 10% din numărul de consumatori din țară. Cu o reacție a venit și ministrul Infrastructurii Andrei Spânu, care a menționat că piața energetică trebuie să fie una corectă, transparentă și fără interese ascunse și că au început să se miște lucrurile în acest sens.